Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit tuturor, bine ați revenit la Deșteptarea României, cel mai ascultat program de radio la această oră în această țară. Se face aproape un an de când am început să lucrăm împreună. Cred că acesta este termenul pentru a vedea care sunt problemele noastre fundamentale și cum pot fi ele schimbate. Am vorbit în acest an despre transporturi, despre mediu, despre sănătate. Am căutat să vedem care sunt hibele. Am ascultat soluțiile. V-am adus în față pe experți, pe oamenii politici, pe cei pe care puteți să-i trageți la răspundere sau să le explicați cum funcționează cu adevărat România. Ce am făcut mai puțin însă în acest an a fost să vorbim despre noi, cum suntem noi, persoanele și cetățenii puși să facă locul acesta. Până la urmă, avem capacitatea de a face schimbarea pe care ne-o dorim sau să atingem mai binele acela? Și la fel, putem să ne întrebăm în oareși ce momente nu cumva mai binele pe care ni-l dorim este deja atins. Așa că în luna decembrie, oameni buni, ascultători de Europa FM, vă propun să ne cunoaștem mai bine pe noi, românii, da? Cine suntem noi? Să aflăm ce ne mai unește, care sunt principalele noastre trăsături de caracter, ce lucruri avem în comun și care sunt cele care ne despart. Săptămâna asta am pus pe Facebook la un moment dat, mulți dintre voi au spus, o zicere a bunicii mele, care are aproape 100 de ani, e cât România mare de în vârstă, și spune așa că astăzi în România, dintre toate regimurile politice, dintre toți anii, se trăiește cel mai bine. Asta era perspectiva ei de om de 100 de ani. Sigur că perspectiva multora dintre cei care au citit această frază a fost: cum, domnule? Cum să fie posibil așa ceva? Păi cum să trăiești bine în România? Nu vedeți, domnule Striblea, ce se întâmplă la noi în țară? Și exact această exprimare mi-a adus aminte de studiile invitatului meu de astăzi, profesorul psiholog Daniel David, studii care arată că, din punctul ăsta de vedere al percepției binelui și răului, România este perfect împărțită în două. Că suntem două jumătăți, unii care văd mult pozitiv, alții care văd mult negativ. Și așa îl salut pe interlocutorul nostru, Daniel David, care se află în studioul Via Cluj TV, chiar la Cluj-Napoca. Bună ziua, domnule profesor, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră de astăzi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. O să fie și un moment interesant, pentru că veți intra în dialog cu publicul nostru și punem la încercare opiniile lor și, desigur, rezultatele științifice pe care dumneavoastră le-ați obținut. Profesorul Daniel David este cel care a scris lucrarea Psihologia poporului român și haideți de aici, înainte de a lansa întrebările către public, să vă întreb eu două lucruri, domnule David. Apropo de această împărțire, cu, spuneați dumneavoastră, 51-49%, spuneați că românii sunt împărțiți în două grupe, sau în două grupuri, care văd binele și răul în mod diferit. Spuneți-ne un pic despre chestiunea asta. Bun, era una dintre cele trei elemente fundamentale pe care le-am văzut în psihologia românilor, și anume faptul că avem tendința să polarizăm o serie de teme, o serie de atribute psihoculturale, și polarizarea, sigur, duce la ceea ce ați spus, la grupuri care se opun unele altora și, sigur, la o serie de tensiuni și probleme. Un alt aspect în psihologia românilor a fost cel legat de faptul că apare o discrepanță între cum suntem și cum ne credem. Acum, aceste discrepanțe pot să apară la foarte multe grupuri, în foarte multe popoare, dar această discrepanță este foarte mare în cazul nostru. Și al treilea element, sau a treia concluzie importantă, se referea la această neîncredere extraordinar de mare pe care, care există între oameni. Deci avem o neîncredere atât față de cei pe care îi cunoaștem, cât și față de străini. Iar această neîncredere creează după aceea probleme, fiindcă
O neîncredere crescută înseamnă o cooperare proastă. O cooperare proastă face să nu putem construi împreună instituții puternice. Și dacă n-ai instituții puternice, nu vei folosi potențialul bun pe care îl avem de inteligență și creativitate. Nu există diferențe în ceea ce privește potențialul de inteligență și creativitate între români și, știu, alte țări, popoare. Am comparat atunci cu Statele Unite, Franța, țările nordice, Marea Britanie. Deci potențialul e acolo, problema că de foarte multe ori nu-l folosim. Spuneți dumneavoastră foarte interesant, Daniel David, într-unul din studiile dumneavoastră, că, de exemplu, nu ne place schimbarea nouă românilor. Că o percepem ca o amenințare. Așa este. O întâlnim și unul dintre popoare? Atributele cheie prin care poate să fie evaluată o anumită țară, o anumită cultură, se referă la evitarea incertitudinii. Este un construct introdus de psihologul olandez Hofstede și arată cum se raportează o țară, o cultură la impredictibilitățile viitorului. Sunt țări, culturi care văd aceste impredictibilități ca oportunități și încearcă să câștige din aceste oportunități. Alte țări, alte culturi văd aceste impredictibilități ca pericole și generează frică și devin defensive, ancorate în prezent, poate în trecut, și refuză viitorul și schimbările aduse de viitor. Pe acest indicator, România are un scor foarte mare. Pe o scală de la 0 la 100 este un scor de 90, unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. Adică asta o simțiți de rău, pentru că dumneavoastră evitați să spuneți că lucrurile sunt bune sau rele, spuneți doar că suntem diferiți, e una dintre concluzii. Depinde. Da? Un profil psihocultural în sine nu este bun sau rău. El devine bun sau rău în funcție de contextul geopolitic al țării, de proiectul de țară pe care îl ai. În condițiile în care România a aderat la spațiul vestic, NATO, Uniunea Europeană, evident că aceste atribute vechi ale noastre, evitarea incertitudinii, stilul colectivist, concentrarea puterii, controlarea comportamentului social mai degrabă prin pedepse, nu prin recompense, aceste atribute încep să nu mai fie funcționale. Fiindcă spațiul vestic este construit, spre exemplu, pe două valori fundamentale, nu doar diferite, ci opuse celor pe care le avem încă noi din punct de vedere dominant. Mă refer la individul autonom, noi suntem mai degrabă colectiviști, și mă refer la distribuirea puterii, noi avem mai degrabă tendința să concentrăm puterea. Dacă va fi cazul, putem intra în detalii ce înseamnă aceste atribute. Cu siguranță intrăm în detalii, pentru că o să invit publicul să vorbească și va fi foarte interesant, pentru că veți auzi foarte multe trăsături de caracter, atribute, și rugămintea mea este să intrați în dialog cu ascultătorii noștri, să ne spuneți dacă așa este, dacă ne înșelăm, de fapt ce spune știința mai curând decât observațiile noastre, și prezentăm toate aceste lucruri. Însă înainte dați-mi voie să mai spun o dată numărul de telefon, să invit pe cei care ne ascultă la dezbatere. 0372069599. Îl repet să ne sunați din toată țara. 0372069599. Vă întreb așa, oameni buni, care este principala trăsătură de caracter a românilor? Care este marea noastră calitate din punctul vostru de vedere, dar cel mai mare defect? Și punându-le cap la cap pe toate astea, de ce nu progresează România mai repede? 0372069599. Profesorul Daniel David este alături de noi, dar dacă sunteți de acord, am să-i dau cuvântul unui tiz al dumneavoastră. Daniel, salutare, bine ai venit! Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, domnule profesor, bună ziua tuturor celor care ne ascultă. Cu ce să începem? Cu alea bune. Cu calitățile. Așa. Principala calitate... hai să zicem că principala calitate are o explicație puțin... care vine din trecutul nostru ca popor. Yeah. Aș zice că este puterea de capacitatea de adaptare. Să n-aveți emoții. Știți ce vă rog, Daniela, și pe toți care o să intrați în direct.
domnul profesor este profesor la universitate, acolo dă examene, să nu vă simțiți ca la examen în fața lui. Aici doar suntem niște cetățeni ai României care dialogăm. Sigur că el are datele științifice, deci spuneai capacitatea de a ne adapta. Da, capacitatea de adaptare la împrejurări noi, la situații neprevăzute, hai să zicem o anumită putere de a improviza, să spunem, care cumva s-ar transforma și în principalul defect. Să facem trecerea de la principala calitate și la către principalul defect. Principalul defect, eu aș spune că este o anumită superficialitate. Există expresia aia, lasă că merge și așa. Cred că asta ne trage foarte mult înapoi. Pentru că nu întotdeauna ceea ce reușim noi să improvizăm, să adaptăm, este neapărat bun. Și noi români avem tendința să nu ne planificăm acțiunile, deciziile, și să ne bazăm foarte mult pe puterea noastră de a ne adapta la o situație neprevăzută. Ne descurcăm. Sau la o... Cred că asta ar fi o... Stai asta aici. Spun eu la prima. Stai aici cu noi, că le rog pe domnul Daniel David. Se măsoară capacitatea de adaptare? Suntem buni? Adică noi chiar credem cu sinceritate asta, că reușim să ne adaptăm peste tot ca români. Ați văzut așa anecdotic că fiecare un român se duce în străinătate și își clădește o carieră? Reușim, domnule? Mă rog, se descurcă. Se descurcă, da, da, da. Se măsoară descurcărea la domnule profesor? Acum, depinde cum vedem adaptarea. Într-adevăr, este unul dintre atributele importante din profilul nostru psihologic. Adaptabilitatea în sine, iarăși, nu este bună sau rea. Uneori, a fi prea adaptabil, prea flexibil, nu ajută, fiindcă nu ții standardele, nu ții normele, nu ții drumul drept, chiar dacă apar probleme pe parcursul drumului. Alteori, sigur, adaptabilitatea te ajută să faci față situațiilor. Deci sunt de acord cu ascultătorul nostru că adaptabilitatea, care poate să aibă consecințe pozitive sau negative în funcție de context, reprezintă un atribut important pe care noi îl avem. Și a fost destul de bine descrisă și atitudinea față de activități, față de muncă. Într-adevăr, perseverența nu este neapărat un atribut al nostru. Planificarea și perseverența nu merg neapărat împreună și în diverse activități pe care le facem. Avem tendința să improvizăm. Ne aprindem repede, ne motivăm, cum spunea Constantin Rădulescu Motru, ca un foc de paie, ne stingem la fel de repede, dar uneori reușim să salvăm situația pe sfârșit. Ne mobilizăm și la sfârșit reușim să recuperăm lucrurile pe care nu le-am făcut uneori pe parcursul activității standard. Aș ține să spun însă că această descriere pe care a făcut-o Motru, Constantin Rădulescu Motru, eu am nuanțat un pic în monografia pe care am scris-o, fiindcă munca este astăzi pentru noi un element de emancipare. Și atunci, dacă, spre exemplu, munca te ajută să te emancipezi, să câștigi suficienți bani pentru a-ți ține copiii la școală, a-ți construi o casă și așa mai departe, acest profil nu mai ține. Oamenii românii devin foarte serioși și dedicați în activitatea respectivă. Dacă munca nu devine un mecanism de emancipare, nu câștigi suficient, te ajută doar să supraviețuiești, atunci intrăm în acea logică, las că merge și așa, recuperăm, lipsă de perseverență și corectăm pe ultima sută de metri și așa mai departe. Deci asta încerc să spun, că dincolo de ce spunea Constantin Rădulescu Motru, dacă munca te ajută în procesul de emancipare, acele atribute nu mai țin. De asta să-l întreb pe Daniel. Daniel, suntem muncitori, domnule? Cred că ar fi bine să nuanțăm puțin. Există o așa numită cultură colectivă. Așa aș defini eu, nu știu exact dacă domnul profesor probabil că are alte termeni, definiții, da, să zic. În sensul că România
s-ar putea împărți și în zone geografice, unde, adică altfel vede lumea lucrurile în Ardeal, altfel vede în Moldova, altfel vede în sudul țării. Serios? Și eu nu mă refer, mă refer acum la o trăsătură generală, nu mă refer la faptul că sunt indivizi și indivizi, excepții și extreme în fiecare zonă, dar am putea defini mai multe românii, să spunem așa. Dar și e greu să facem o medie, adică să o... Mie cel puțin e greu, pentru că nu e profesia mea, nu mă ocup de așa ceva. Sigur. Eu am doar un singur avantaj. Am avantajul vârstei, adică am totuși 60 de ani. Am prins destul de bine și perioada comunistă. Deci în măsură oarecum egală cele două perioade în care societatea s-a definit în feluri diametral opuse, adică atunci erau alte targeturi, acum sunt cu totul altele. Și aici am putea vorbi și despre cum se trăiește cel mai bine, dacă se trăiește acum cel mai bine sau nu. Dar revenim la ce spuneam, adică nu vreau să deviem prea mult de la subiect. Eu cred că noi suntem în general un popor care se poate integra relativ ușor, adică are capacitate, dar parcă n-are exact ce a spus. Tragerea de inimă, să respecte niște reguli. Zii perseverență, adică, poate. Da. Da, lipsă de perseverență, dar este ideea aceea. Știți că la noi era cândva o zicere. Știi, legea este ca o barieră. Șmecherii sar pe deasupra, alții se duc pe dedesubt și numai proștii se opresc în ea. Asta poate că definește un punct de vedere așa care s-a încetățenit la un moment dat. Da, asta e chiar adaptabilitatea. Aș vrea să greșesc. Și eu aș vrea, dar verificăm mai departe. Mulțumesc tare mult, Daniel. Ștefan, salutare, ești la Deșteptarea României alături de Daniel David. Care-i principala trăsătură de caracter? Salut, m-auziți, ok? Da, aș vrea să vorbești mai tare. Cred că ești pe cască sau ceva de genul ăsta. Da, o să încerc. Da, o să încerc. L-am auzit pe domnul profesor mai devreme spunând că avem două părți sociale sau două grupuri care văd diametral opus. Eu îl citam, da. Sau care disting diametral binele și răul în România. O să revin, pentru că te-am auzit la începutul, la prefața emisiunii, spunând că tu ai caracteriza românii, sau una dintre caracteristicile românilor ar fi individualismul. Așa am zis eu, da. Vreau să fac oarecum o paralelă și aș vrea, dacă domnul profesor poate să ne spună, dacă nu cumva confundăm individualismul cu egoismul. Mie mi se pare că vorbim mai mult despre egoism atunci când, dacă vrem să facem o caracterizare a românilor, și mai puțin despre individualism. Părerea mea este că individualismul nu trebuie să-l folosim la peorativ, pentru că nu putem să dezvoltăm o țară sau un popor sau o nație, da, corectă, sănătoasă, fără individ. Da? Și fără capacitatea lor de muncă, sigur, da. Nu, eu îl puneam în opoziție cu capacitatea de a face împreună. Nu era peiorativ. Dar stai să-l întrebăm pe domnul David. Individualist sau egoist? Explicați-ne dumneavoastră că asta chiar... Acum, dacă n-aș ști că am discutat despre emisiunea asta doar ieri sau l-altă ieri, aș spune că a cerut ascultătorilor să citească lucrarea Psihologia Românilor. Fiindcă ce a spus ascultătorul este un lucru foarte important. Într-adevăr, din păcate, atât în zona, în unele zone culturale, dar și la nivelul simțului comun, în România noi folosim termenul de individualism cu această conotație de egoism. Și atunci, sigur că nu poți să spui că individualismul este bun.
dar în literatura de psihologie culturală, interculturală, psihologia culturilor, individualism înseamnă altceva. Și eu am încercat în monografie să schimb termenul, tocmai ca să evit conotația de negativ, și am început să-i spun individ autonom. Altfel spus, un individ autonom este un individ care descoperă că are valori împreună cu alți indivizi autonomi, nu se cunosc neapărat înainte, nu sunt neapărat rude sau prieteni, și constituie grupuri foarte puternice în forma unor comunități. Aceste comunități sunt foarte solidare în interior, oamenii țin unii la alții, își dezvoltă în timp prietenii și relații apropiate, dar în același timp sunt foarte deschise spre cei din afara grupului, fiindcă oricine care are valorile noastre este binevenit în grup, în comunitate. Aceste comunități sunt cele care au construit marile economii ale lumii, sunt țările dezvoltate. Într-un astfel de grup, grupul servește și încurajează nevoile individului. Sigur că și individul contribuie la bunăstarea grupului, dar funcția grupului este să ajute autonomia individului și satisfacerea nivelului de fericire, aspirație spre fericire și așa mai departe. Și noi suntem așa? Nu. Dar cum în suntem? Alte țări, în alte culturi, grupurile se constituie în logica unei familii extinse. Adică logica cunoștințelor, relațiilor, rudelor. Sunt grupurile numite mai degrabă colectivism sau de tip colectivist, în care oamenii țin unii la alții, dar sunt foarte suspicioși față de cei din afara colectivului, fiindcă nu sunt de-ai noștri, sunt străini, sunt pericole. Și într-un grup de tip colectivist, interesul grupului merge până acolo încât poate călca în picioare interesul individului. Adică individul servește grupul. Și nu grupul reprezintă o organizare socială care asigură bunăstarea și fericirea indivizilor. România este încă o țară cu un profil colectivist puternic. Aha. Și atenție, vedeți, de foarte multe ori, dacă nu suntem atenți la termeni, suntem tentați să spunem la nivelul simțului comun că un grup colectivist, colectivismul e bun, că oamenii se ajută. Nu, nu. Empatia și cooperarea este mai puternică în grupurile indivizilor autonomi. Adică într-o țară așa cum și-ar dori Ștefan, de fapt. Dar nu o găsește. Într-o țară, sau această valoare a individului autonom, ca să înțelegem, este valoarea care definește aproape toate țările Uniunii Europene, cu siguranță țările care au fondat inițial Uniunea Europeană, că după aceea au mai pătruns și alte țări, inclusiv noi, cu un profil colectivist. Aceea a fost valoarea pe care s-a constituit spațiul vestic. Ne place, nu ne place, noi ne-am cerut acolo. Și să știți că problema este asta. În spațiul vestic, toate instituțiile construite în educație, în sănătate, în cultură, în economie, în sistemul juridic, s-au constituit pe baza celor două valori, indiviz autonom și descentralizarea puterii. Și noi trebuie să ne punem această întrebare. Cum o țară cu un profil nu doar diferit, ci în opoziție cu acesta, adică nu individ autonom, ci colectivism, nu descentralizarea puterii, ci concentrarea puterii, va putea asimila eficient instituțiile europene, adică instituțiile spațiului în care noi am ales să ne integrăm. România n-a fost pregătită la momentul aderării pentru acest lucru și eu cred că avea nevoie de un capitol special de pregătire interculturală. Ștefan, mă întorc la tine. Asta-i țara, ți-a fost descrisă. Apropo, locuiești aici? Nu știu dacă ne mai aude, Ștefan. Ne mai aude? Dar noi ar trebui să-l avem pe fir. Dar pare că nu-l mai aude. Mulțumesc atunci tare mult, Ștefan. Din păcate nu ne-a mai auzit, probabil că am pierdut legătura. Foarte interesantă explicația pe care ne-ați dat-o. Flaviu, salutare! Bine ați venit la Deșteptarea României! Vă salut din Timișoara. De altfel, cu domnul profesor am mai luat legătura cândva la Mișcarea Sinergie, este prezentare de la Cluj și l-apreciem foarte mult noi cei din Timișoara. Pe scurt, ca și primul nostru ascultător, consider că cel mai mare atu este, se poate transforma și cel mai mare defect al poporului român, și anume flexibilitatea, adaptabilitatea noastră la mediul înconjurător, atât în țară cât și în sănătate, este clar un atu. Dar se transformă într-un groaznic defect în momentul în care toți tinerii, dar și cei mai în vârstă, aleg calea minimului efort, care poate domnul profesor ne spune că ne va spune că e o caracteristică a tuturor oamenilor pe pământ, să aleagă calea cea mai ușoară, însă lipsind etica. Deci, adică cum? Suntem un popor lipsit de etică? Stați un pic.
Absolut, absolut. Dacă întrebi, la nivelul întregului popor, mă iertați, adică asta să vii să spui așa, domnule, românii sunt lipsiți de etică. E cam tare, poate unii români, sau nu știu. Poate unii români, da, nu întregul popor. Da, e cam tare frază, probabil că... Nu, dar stați că o verificăm, că pe mine m-ați surprins. Știți, dumneavoastră sunteți foarte... O spuneți așa, în mod intelectual, dar dacă am avea o emisiune fără domnul profesor David aici, să știți că am auzit eu și pe asta. Dom'le, românii sunt hoți. Că ce e, până la urmă, lipsa de etică? Nu înțeleg numai hoția. Este alegerea drumului mai ușor în detrimentul semenilor noștri. Un instalator își face de mântuială lucrarea unui avocat. Avocatul e operat de un doctor. Doctorul e amendat de un polițist. Aceste consecințe a lipsei de etică, că dacă le-au mită sau dacă nu ne fac, nu suntem competenți, ar trebui explicate încă din școală aceste consecințe și iar mai apoi văzute în practică. Noi nu avem un management al consecințelor la momentul acesta în țara noastră. Și oare de ce? Lipsește etica în tot ceea ce se întâmplă anapoda în țara asta. Dacă exista această noțiune de etică cu consecințe, am înțelege ce înseamnă să n-ai etică. Adică ajungi să fii operat și mori. Ajungi să fii amendat și să dai mită. Ajungi să ți se strice lucrarea făcută de instalator. Atunci poate ar fi pe înțelesul fiecărui român ce înseamnă să faci, să ajungi mai ușor, că tu ții banul. Fiecare și va lua banul din aceste personaje. Dar pe spatele acestor concetățenii noștri. Și de aici crește nivelul de frustrare și așa mai departe. Și trebuie și de jos început. Și de la legi și de la educația oamenilor. Bun. Și la educația asta știu că mereu revenim la tema asta. Stați un pic. Domnule David, sunt românii lipsiți de etică? Măsurătoarea dumneavoastră ce zice? Bun, în primul rând, întotdeauna trebuie să ne întoarcem la definițiile de lucru, ce înțelegem prin etică, iar ascultătorul a definit lucrurile. A spus că prin etică înțelege oarecum faptul că nu facem lucrurile perfect, nu le facem cât de bine am putea să le facem. Deci e o definiție destul de generală a eticii. Și în același timp a făcut apel la ideea de etică conștientă, adică să conștientizăm, să învățăm aceste lucruri. Și în același timp și-a nuanțat singur formularea, spunând că unii români în anumite situații s-ar putea să fie așa. Și cam așa stau lucrurile, deci n-aș spune că românii nu au etică și mai ales dacă definim etica în sens restrâns, cu siguranță nu putem spune lucrul ăsta. De multe ori avem această etică destul de bine reprezentată, să știți, implicit, nu explicit, în ceea ce numeam cândva bunul simț. Am asigur că e drept că și bunul simț mai cedează și începe să fie copleșit de altceva decât bunul simț, dar e cu siguranță un fapt cert că nu putem spune că n-am avea etică, decât în definițiile, repet, foarte generale și contextuale pe care l-a corectat până la urmă ascultătorul nostru. Aha, deci măcar aici suntem bine. Nu suntem mult diferiți față de alții europeni, nu? Nu. Nu? E ok. Nu. Adică, mi-ați luat o piatră de pe inimă. Spun, a apucat un ascultător să problematizeze aceste diferențe, nu numai între România și alte țări, dar am vorbit și despre diferențe între diverse zone istorice. Să știți că eu sunt mai circumspect aici. Îi aud pe oamenii de cultură din Ardeal ce părere au ei despre ardeleni. Mai serioși, că muncesc, da. Bun. Dacă îi ascult pe moldoveni, ce părere au ei despre ei, iarăși apar alte atribute pozitive. Se definează în opoziție de multe ori cu cei din Ardeal sau din Banat. Vă spun, când măsurăm lucrurile, diferențele pe atributele fundamentale nu mai sunt atât de mari. Adică românismul bate și ardelenismul, și muntenismul, și moldovenismul. Asta nu înseamnă că nu ar fi diferențe, dar pe atributele mari, colectivism, concentrarea puterii, evitarea incertitudinii, controlul prin pedepse, suntem foarte similare. Și, deși, repet, și mă întorc la ce spuneam chiar la început, noi avem această discrepanță între cum suntem și cum ne credem. Cu siguranță ardelenii se cred altfel decât moldovenii, dar se cred, nu înseamnă că și sunt. E foarte bine de spus, Flaviu. Voi bănățenii, da, cum sunteți? Da, ca să facem și diferențe. Sau cum vă credeți, ca cum, să cum vă credeți? Da, da. De... Exact, eu fiind născut în Oradea, am simțit și o diferență asta între Fruncea și treaba făcută de ardeleni din Bihor. Totuși, minimul efort este o caracteristică care contează cum ajungi la el. Dacă te apropii mai mult de lege și
cu sau fără etică, sau te îndepărtezi și de lege și de etică și așa. Deci aici văd o diferență. Cum ajungem noi la rezultate cu minim efort față de alte nații, față de alte țări? Adică spui că alții pun osul la treabă, domnule, dacă au de făcut, știu eu, reforma administrativă, pe ea te poți baza, pe când la noi... merge și nu neapărat, așa. Dacă trebuie să ajung pe un drum mai scurt și să încalc legea, noi o să facem. Dar noi ei, facem, consecințele, da? Sunt... Nu, no, da, stați că asta trebuie. Domnule David, asta unii cu lege... Unii dintre noi, adică... În anumite condiții. Unii dintre noi. Mai mulți decât la alții, că de fapt aici cred că bate Flaviu. Adică, stându-le, uite, și vine și întrebarea asta. Uite, suntem mai corupți. Acum, ca să-l ajut un pic pe ascultător... Da. Avem o tendință mai mare decât, cel puțin în comparațiile pe care eu le-am făcut cu țări din spațiul vestic, să avem un comportament mai indisciplinat. Adică să luăm regulile un pic foarte flexibil până la ignorare în anumite contexte. Dar, repet, totul este statistic și nu înseamnă că le putem generaliza la fiecare român și în fiecare, și în fiecare context. Dar, cu siguranță, disciplina și autodisciplina, ca să fim cinstiți, nu trebuie să faci un studiu, că cam știm că nu ne scot din casă. Da, Flaviu de la Timișoara, mulțumesc. Gabi, mulțumesc pentru răbdare. Știți că la deșteptarea României sau la discuțiile între ei e un pic mai mult de așteptat, căci încercăm să purtăm un dialog. Salutare, bine ai venit la deșteptarea României. Bună ziua. Ei, cum suntem, Gabi? Gabi Zădorescu din Vâlcea, dar din 96 stau în București. De cum suntem noi românii, cred că suntem un popor care mai degrabă caută să fugă de durere decât să caute plăcere. Trebuie să-mi explicați asta. Sau oameni care aleg mereu cel mai mic rău. Vedem în spate ce s-a întâmplat la aproape toate alegerile care au fost în România. Aha. Nu vreau să politizez, da. În sensul că dacă ne întâlnim românii și vrem să are cineva o idee și vrea să facă un plan și povestește cum ar vrea să construiască, să dezvolte un proiect, are mai puțin fani decât unul care spune, este mai mult ascultat unul care spune ce probleme are, ce durere are, prin ce tragedie. Adică aderăm mult mai mult la partea asta de, ia uite, domne, drama omului, decât, ia uite, hai să-l ajutăm că vrea să facă proiectul ăla. Adică, la modul ăsta mă refer. În discursul public ne place mai mult critica, înțeleg, dacă vine cineva și spune acum, domnule, și să știi că asta e testată și de mine la emisiuni, dacă facem acum o emisiune în care să spunem clasa politică din România este cea mai hoață de pe planetă, îți spun, va fi o emisiune la care vor suna mii de oameni să spună de multe ori că așa este. Dacă facem o emisiune în care construim ceva, e mai greu. Așa e, ne place critica, domnule profesor? Suntem, e jumătatea aceea negativă pe care o găsați dumneavoastră cu exacerbarea negativului? Ca la noi, la nimeni? Dar nu cred că se referea la faptul că ne place critica. Ascultătorul a spus ceva foarte intuitiv, și anume că fugim de negativ în loc să căutăm pozitivul. Ceea ce este o exprimare foarte bună a unui lucru pe care știm din cercetările de psihologie interculturală, și anume, și am spus și eu la început acest lucru, că modelarea comportamentului social în țară, în comparație cu alte țări, culturi ale lumii, este dominată de pedepse și de vânarea greșelilor. Aha. Și nu atât de recompense. În alte țări, în alte culturi, modelarea se face mai degrabă prin recompense. Sigur că totdeauna e un joc al recompenselor și al pedepselor, dar recompensele contează și sunt importante, dacă nu chiar dominante. La noi contează, cum spuneam, pedepsa și vânarea greșelilor. Și atunci s-ar putea ca unii români care sunt în fază de emancipare să se fi săturat, ca să spun așa, de acest stil de modelare și de influență socială și să vrea să fugă de acest stil. Mai degrabă decât să caute ceva pozitiv, vrea să scape de acest profil vechi prin care, repet, ni se vânează greșelile și suntem pedepsiți când facem ceva greșit. Când facem ceva bine, suntem lăsați în pace, ca și cum asta ar fi ceva normal. Nu ne laudă nimeni, nu ne spune nici măcar excelent, foarte bine. Da, și când merge Statele Unite, la orice chestie banală, bună pe care ai făcut-o, vine recompensa. Extraordinar, foarte bine, minunat.
Acei trebuie să faci ceva extraordinar de bine ca cineva să-ți spună ești bun, bravo, felicitări. Și poate nici atunci nu-ți spun toți. Vă dau un exemplu pe care cred că l-a văzut toată lumea în vara aceasta. Și aici, uite, un sfat, Daniel, David, o să vă rog să mai rămâneți pe fir un pic cu noi, Gabi. În București, da, anul acesta, știți că un elicopter a aterizat de urgență undeva în zona centrală a Bucureștiului, a fost un incident de genul acesta. 2-3 polițiști aflați în piața Charles de Gaulle la momentul respectiv au avut inspirația să oprească traficul, mă rog, au luat niște măsuri de siguranță necesare și foarte rapide în momentul acela. Au fost felicitați de o parte din opinia publică din România, în timp ce altă parte a spus, dom'le, dar până la urmă era treaba lor să facă asta, adică trebuie ca oamenii să fie antrenați, să reacționeze la situații de genul ăsta. De ce îi lăudați? Au spus oamenii. Nu și-au făcut munca? Care ar fi fost o atitudine corectă, productivă în situația asta, domnule David? Păi orice comportament, dacă vrei să-l generezi, sau dacă este deja generat și vrei să-l menții, trebuie să fie urmat de o recompensă. Altfel, acel comportament nu va fi menținut. Poate și de aceea vedem de foarte multe ori inconsistențe în comportamentele pe care le avem noi. Aha, deci să le spunem oamenilor simplu, mulțumesc, Gabi, da, te ascultăm. Da. Exact ce spunea și domnul profesor mai devreme, în America, dacă, indiferent de culoare, de rasă, cineva câștigă o medalie de aur, indiferent de sport, este făcut erou național și plimba peste tot. Uitați-vă la Emma Raducanu în Anglia, da. Acum. Da. Da. În schimb, noi știm să criticăm, fără să dăm acele recompense care spune domnul profesor, fără să spunem mulțumesc, și aici este o chestie pe care aș adăuga-o cu educația. Nu știm să zicem mulțumesc, pardon, trecem prin fața celuilalt fără să ne dăm seama că l-am deranjat. N-avem chestia asta cu mulțumesc pentru un gest mărunt, pentru absolut orice. Asta am constatat eu în diferență între noi. De ce crezi că școala românească, că de acolo pleacă, ne învață să vânăm greșeli? Opinia ta. Opinia mea, de când eram mic, să știți că profesorul lucrau la matematică cu cei deștepți și era un deliciu să facă mișto de cei care nu știau sau să le dea o notă proastă și ceilalți să râdă. Cred că e o chestie pe care și profesorii au avut-o și încă, nu știu dacă o mai au, cam peste 40 de ani, dar noi n-am fost învățați, dom'le, nu știi, hai să te învăț. Am râs și am accentuat defectele sau neajunsurile sau necunoașterea celor din jur. Foarte interesant. Mulțumesc tare mult, Gabi. De ce, domnule David, procedează școala românească așa? Adică este orientată spre greșeală? Bun, nu este doar școala, este societatea. Iar școala ca un subsistem în societate era absolut normal să fie așa. Cred că se leagă de concentrarea puterii. Colectivismul vine odată cu concentrarea puterii. Cele două corelează împreună, merg împreună. Altfel spus, concentrarea puterii înseamnă că cei din pozițiile de reprezentare se proiectează și noi îi proiectăm ca fiind șefii noștri. Un șef trebuie să spună ce să faci, când să faci, cum să faci. Inițiativa de jos în sus nu este apreciată și, dimpotrivă, este văzută ca un pericol la poziția de putere. Uh-huh. În alte societăți, spuneam, puterea socială este distribuită în mai multe zone, care se controlează unele pe altele, astfel încât este foarte greu ca cineva să o controleze total. Și, de asemenea, cei din pozițiile de reprezentare se văd mai degrabă ca reprezentanții noștri, nu ca șefii noștri. Ei ne reprezintă. Asta înseamnă că trebuie să mă asculte, trebuie să interacționeze cu mine, trebuie să mă ajute să trec dincolo de problemele pe care le am. Și atunci cred că această concentrare a puterii colorează și merge bine mână-mână cu monitorizarea și controlul comportamentului prin pedepse, nu prin recompense. Un șef nu are timp să te educe, să-ți dea recompense. Când faci ceva ce nu-i convine, mai degrabă te pedepsește. Că de-aia e șef și nu este reprezentantul tău. Ascultați Deșteptarea României la Europa FM cu profesorul Daniel David. O să prelungim câteva minute emisia. Imediat o să mergem pe fir la Mihai. Mi-ați adus aminte din ceea ce spuneați de o întâmplare pe care a povestit-o tenismenul Victor Hănescu și care mi se pare că e foarte interesantă și ne descrie foarte bine. Era locul 88 în lume
în circuitul profesionist, a fost oprit la, mă rog, la graniță în Statele Unite, la aeroport. L-au întrebat oamenii de acolo cu ce vă ocupați, sunt sportiv profesionist, tenismen, pe ce loc sunteți, pe 88, s-au adunat vame și să facă fotografii cu el, pe principiul, uite aici un tip care e pe locul 88 în lume, hai să-l cunoaștem și noi, a ajuns acasă în România și l-au întrebat oamenii și noștri, ăsta nu e un banc, e o întrebare reală, pe ce loc mai sunteți, domnul Hănescu? Păi cam pe 90, așa. Aoleu, așa jos, jos ați căzut? Asta a fost o diferență de atitudine. Dați-mi voie să punctez cu un alt exemplu, în aceeași logică, când apar clasamentele universităților, spațiul public, jurnaliștii fac analize care de care mai savante și încep să spună. Doar 3 universități în rankingul X și și ele pe ultimul loc. Până a fi printre primele 1000 de universități ale lumii, e un lucru foarte mare. În lumea asta există cam 30.000 de universități. A fi între primele 1000 înseamnă a fi între primele cât? 3%, nu? Cam pe acolo. Eu zic că e bine. Dar în spațiu public, dacă vedeți comentariile în presă, apar așa, universitățile românești la coada clasamentului. Deci oarecum toți ar vrea să fim la nivelul Harvardului, în condițiile în care bugetul Harvardului e de vreo 100-200 de ori mai mare decât bugetul Universității Babeș-Bolyai, ca să dau un exemplu, sau, mă rog, e al Universității din București, al marilor universități din țară. E bună exact de tot aceeași observația asta. Mihai, salutare. E o logică greșită. Mihai, ești la Deșteptarea României. Salutare. Cum suntem? Care e principala trăsătură de caracter? Principala trăsătură de caracter cred că este faptul că suntem sceptici. Sceptici? Ca să leg de ce vreau să întreb. Așa, pe mine mă interesează de ce românii nu prea au încredere în autorități, abilitate. Adică de multe ori am auzit, a spus asta și este infirmieră, deci știe, sau este soție de doctor. Dar de ce nu ascultăm doctorul? Eu asta nu am putut să înțeleg. Adică sunt 3 doctori, ok, nu-i cunosc, un același lucru, dar dacă spune soția de doctor, pe care eu o știu, altceva, am încredere în ea. Adică informații informale, să zic așa, față de încredere în autorități. Spuneați, domnule David, chiar într-unul dintre interviurile noastre sau într-unul dintre studiile noastre, că într-adevăr nu avem încredere în liderii noștri și mai ales în perioada asta. Aici nu este vorba de autorități, ci cred că cel care a pus întrebarea, colegul nostru de discuție, spune că nu avem încredere în instituții, ceea ce este adevărat. Altfel spuneai, încredere în instituția medicului, în instituția psihologului, ci într-un medic anume, pe care îl cunosc eu, sau într-un psiholog anume cu care eu sunt prieten. Aici vine exact tipul pe care l-am descris înainte, și anume este o problemă a unor culturi colectiviste, care nu construiesc instituții puternice. Diferența este următoarea, și am dat-o ca exemplu foarte des în spațiu public, în diverse interviuri. Dacă am o problemă, și primul meu reflex este să vă întreb, care-i procedura pentru a-mi rezolva problema, înseamnă că am intrat într-o logică a unei românii moderne în care avem instituții și proceduri. Cât timp voi avea tendința să vă întreb când am o problemă, cunoști pe cineva care mă poate ajuta? Înseamnă că suntem într-o logică a unei structuri colectiviste cu instituții slabe. Uitasem de întrebarea asta. Serios, mi-ați adus aminte. Da, dar ăsta e procedeul și când te duci la medic. Mă bucur că ați uitat, înseamnă că în zona în care sunteți încep să se nască instituții. Ceea ce e un lucru bun. Da. Mulțumit de răspuns? Da, mulțumesc. Hai, da, a fost ca la examen aici, a fost scurt. Ioana, salutare, ești la Deșteptarea României. Hai că, uite, ne-a sunat o doamnă. Bună ziua. Cum suntem, Ioana? Bună ziua tuturor! Întrebarea de la începutul emisiunii era care ar fi o calitate, care ar fi un defect al poporului. Da. Eu cred că este unul și același. Și calitatea și defectul. Și anume ambiția. Care poate fi reflectată și în bine și în rău. Suntem ambițioși, Ioana? Eu așa cred, pentru că pe de o parte ne place să avem performanțe în IT, în sport, în, știu eu, diverse domenii, în carieră, ne creăm niște scopuri, le atingem, dar pe de altă parte, pe partea mai puțin bună, nu știu, mi se pare că avem așa un fel de îndârjire, să ne menținem opinia pe care ne-am format-o, indiferent de cadrul
care se schimbă, indiferent ce variabile s-au mai schimbat între timp. Suntem așa îndârjiți să, nu știu, să privim lucrurile mereu doar din perspectiva noastră. Acum, nu știu dacă e o lipsă de echilibru aici, dacă e o lipsă de educație, de bani, de nu știu care este problema. Simt că nu, că ambiția este ceea ce ne definește pe noi ca popor. Și apoi, cum spuneam, poate fi bună și rea, și sau rea. Și am încercat să dau niște exemple. Și interesant, nu m-am gândit, sincer, dar nu m-am gândit că noi suntem niște oameni ambițioși ca structură generală. Domnule David, suntem ambițioși? Și... Da, paradoxal, prin comparație cu spațiul vestic, avem un nivel mult mai crescut de autocomparație și heterocomparație. Aha. Dacă vrem să înțelegem prin acest lucru ambiție, da, suntem ambițioși. Eu o definez, v-am spus cum, că heterocomparație, adică mereu te uiți la ceilalți, cum ești în raport cu ceilalți, dar să știți că și la propria persoană și autocomparația este mai ridicată. Ăsta e un lucru bun atâta timp cât este constructiv, însă când aceste două componente, auto-heterocomparația, sunt foarte puternice, de multe ori te poate face să-i minimizezi pe ceilalți, să-i dai cu ei de pământ ca să ieși tu mai bine, fiindcă altfel comparația nu te ajută și nu-ți creează o stare psihologică de confort. Iar noi suntem în momentul ăsta într-o fază de emancipare. Întreaga societate românească este într-o fază de emancipare. Și aceste elemente de auto- și heterocomparație sunt accentuate în acest moment. Nu uitați că, v-am mai spus și acest lucru în spațiu public, emanciparea vine și pentru cei educați, și pentru cei mai puțin educați, și pentru cei cu bun simț, și pentru cei fără bun simț, adică ne schimbăm, pentru cei mai inteligenți, și fără cei mai puțin inteligenți. Și de-aia vedem și la nivel social această luptă extrem de puternică, că toți vor să aibă vocea ascultată, să fie băgați în seamă, au nu păreri sau opinii, au convingeri și certitudini. După formula pe care o știm, nu? Puține cunoștințe, multe convingeri. Că e bine să problematizezi ca un om emancipat multe lucruri, dar o faci în formă de opinie, de întrebare, dacă nu e specialist în domeniu. Noi suntem oameni cu multe convingeri, prea multe convingeri. Prea multe convingeri, da. Adică cu multe convingeri m-am gândit, dar la ambiție, sau că asta vine din ambiție, nu mi-am dat seama. Ioana, intuiție feminină perfectă. Dăm voie să spun din punctul ăsta. Da, sunt de acord că suntem foarte convinși de foarte multe lucruri și asta nu mai lasă loc să ascultăm. Să ascultăm cu adevărat opiniile celorlalți, să încercăm să înțelegem și alt punct de vedere, să avem cumva un pic de respect față de o altă viziune, să încercăm să ascultăm cu adevărat. Da, ar fi și foarte asta bine. Din ambiție, să știi, să ne ascultăm. Eu mă uit și pe Facebook între timp, știți că emisiunea asta e și pe Facebook și zice aici un domn Liviu Bratu, păi, șmecherică, vicleșug, aroganță, tupeu, nesimțire, grosolănie, barbarism, înapoiere, uite ce listă, pe lângă ambiția ta frumoasă, sunt oameni care ne privesc și așa. Da, fiecare, cum spuneam, are propriul lui mod de a privi lumea. Da, trebuie evident. Să încercăm să echilibrăm cumva ce se întâmplă în situația politică și ce se întâmplă, știu eu, în viețile noastre personale. Ești o persoană pozitivă. Domnule David, când ai înșiruirea asta de atribute pentru români, ele cum pot fi explicate? Adică sunt multe. Se referă la ce spuneam la început. Așa nume, cum cred oamenii că suntem, nu înseamnă că suntem așa, și chiar acolo, cum cred că suntem, apare polarizarea despre care am vorbit. Unii au tendința să ridice tot ce este românesc în slăvi și noi suntem creatorii civilizației universale, da, alții dau de pământ cu tot ce este românesc și nu suntem capabili să facem nimic bine. De aceea spuneam că avem nevoie de nuanțe, spunea foarte bine și ascultătoarea. Dacă ai deja multe convingeri pe puține cunoștințe, nu mai ești reflexiv, nu asculți, nu reușești să ajungi la un fenomen apropiat realității, ci aluneci în cele două extreme. De aceea apare această polarizare. Și să știți, din păcate, polarizarea nu apare numai în zona asta, cum ne credem noi,
ci apare și la nivelul acela de care vorbeam la început, cum suntem. Și acolo avem tendința ca trăsăturile noastre psihoculturale să se polarizeze, de exemplu trăsăturile de personalitate. Da. Mulțumesc tare mult, Ioana. Radu, salutare! Adică mai avem timp de două telefoane. Salutare, Radu. Ne auzi? Salutare. Bine v-am găsit. Pentru început, o apreciere, ca să încep pozitiv. Apreciez faptul că și doveți veni cu un profesor universitar și nu doar podcasturi cu oameni care recită frumos sau fac rezumate din ce au citit. Gândindu-ne acum la subiect, eu cred că felul în care suntem noi românii este dat odată de câteva dimensiuni psihometrice, nu doar de cea colectivistă individualistă. Cred că și distanța față de putere trebuie luată în calcul, pentru că unele societăți sunt top-down ierarhică în ceea ce privește luarea deciziei, iar altele sunt reprezentate prin consensualitate. Noi românii luăm deciziile top-down ierarhic, adică tot șeful ia decizia, iar asta înțeleg că creează o suită întreagă de probleme. Distanța față de putere devine mare. Noi, ca și români, avem una din valori discută la nivel științific. Dacă ar fi să-l citesc pe Richard Lewis în When Cultures Collide, el spune că românii au ca valoare apostazia. Ce înseamnă? Suntem împotriva unei noi doctrine, unei... pentru simplu motiv că nu prea ne vedem în ea. M-ar interesa să aflu cam care ar fi dimensiunea istorică a situației astea, apostazie. Adică... noi nu suntem de, ca sârbi. De când ne opunem la schimbare. Da, se întrerupe un pic. Statul nu e al nostru. Se întrerupe un pic legătura. Sper că ați auzit bine, domnule David, întrebarea lui Radu. De când avem cultura asta istorică, întreabă. Foarte, foarte greu de spus, fiindcă eu am încercat să mă refer doar la cele atribute unde am avut măsurători clare, riguroase, cu teste psihologice, cu scale psihologice și așa mai departe. Vă dați seama, în urmă cu 100 de ani nu existau astfel de probe, astfel de măsurători și aproape toate descrierile făcute psihologiei românilor, eu le consider, pe cele din perioada respectivă, le consider ipoteze. Pot să fie interesante, foarte plauzibile, dar până când nu sunt verificate, nu le poți considera cunoaștere și n-ai cum să faci o comparație de acest tip. De asemenea, în vechime și lucrările lui Constantin Rădulescu-Motru, care totuși a folosit cea mai avansată metodologie din vremurile lui, și acolo s-a făcut confuzie între cum suntem versus cum ne credem. Ori pentru mine distinția asta e foarte importantă, că tu poți să te crezi, de exemplu, foarte creativ, dar când măsori creativitatea cu teste riguroase, s-ar putea să nu fie la nivelul la care te aștepți. Chiar. Și discrepanța este importantă. Chiar suntem creativi sau ne credem creativi? Da, nu. Ne și credem creativi. Da, mă rog, cei mai mulți consideră că românii sunt creativi, fiindcă avem și aici o polarizare, unii care cred că românii nu sunt capabili de nimic, dar suntem și creativi, cel puțin la nivelul altor țări, culturi cu care am făcut comparații, zona franceză, zona nordică, de exemplu. Deci, uite, este un potențial pe care eu îl consider nefolosit. Nefolosit prin faptul că avem acel stat cu instituții slabe. Când ai instituții slabe, nu folosești potențialul bun pe care l-ai. Radu, mulțumesc tare mult pentru întrebare. O să încheiem ediția de astăzi cu Cristiana. Salutare! Cristiana... Bună ziua! Vă felicit foarte mult pentru emisiunea pe care o faceți și mă bucur că sunt astfel de dezbateri la Europa FM. Ați văzut, domnule David, că am reușit să facem ceva aici, să ne adresăm mulțumiri. Ați spus că mulțumirile contează, să le spunem de fiecare dată. Deci mulțumim că ne mulțumiți. Am glumit, Cristiana. Cu mare drag! Salutare! Călătorim foarte mult și ascultăm Europa FM în mașină în toate călătoriile noastre. Prin prisma activității pe care o desfășor, am remarcat o trăsătură a poporului român, cu durere, pot să spun asta. Este vorba de acea neimplicare. Cred că în ultima vreme, datorită, sau mai degrabă din cauza neîncrederii românilor față de instituții,
am ajuns ca noi românii să nu ne mai implicăm în absolut nimic și să dorim să se facă totul. Personal urăsc această formă impersonală a verbelor, să se facă. Să se facă. De către alții, okay. Adică cerem de la primar, de la autoritate, da. Dar niciodată de către noi. Ne implicăm foarte puțin. Societatea civilă nu se implică în bunul mers al acestei țări în care trăim cu toții. Și dacă îmi permiteți, o să vă spun chiar cu ce mă ocup și o să vă detaliez în câteva cuvinte doar. Am lansat o campanie, se numește Bun Simț Turistic. Practic facem apel la bunul simț al românilor să nu mai arunce pe jos. Vorbim de acel gest minimal de civilizație. Am avut surpriza ca pe DN1, deși sunt panouri foarte mari, sunt coșuri de gunoi foarte multe, am avut surpriza ca periodic să vedem cum gunoaiele sunt în continuare aruncate pe jos. Oamenii spun, suntem în România, nu contează. E dureros. Această neimplicare prin aceste gesturi urâte pe care le facem, e un fenomen cu care ne confruntăm la scară largă și chiar nu știu ce am putea face. Mai mult de atât. Dați-ne o idee, domnule David, ce am putea face? Se poate schimba lipsa de implicare? Mă rog, se poate implica sau se poate schimba prin educație, dar trebuie să înțelegem și de unde vine. Este acea distanță de putere de care vorbeam. Și într-o astfel de societate, oamenii nu sunt implicați, n-au inițiativa. Pe măsură ce vom deveni indivizi tot mai autonomi, adică individul autonom va deveni mai influent decât individul colectivist, și pe măsură ce zona asta de emancipare va veni, cum spuneam, cu autonomie și cu autodisciplină, lucrurile se vor schimba, pe termen mediu și lung, prin educație. Pe termen scurt, legi clare, împinși în poziții de putere socială oameni care au deja acest profil și monitorizarea implicării și aplicării legii. N-ai ce să faci altceva. Da, este vorba și de niște măsuri coercitive care ar trebui... Corect. Luate. Funcționează la noi coerciția? Ar funcționa, dar este foarte important ca să nu cădem în vechea paradigmă. Pedepsele funcționează dacă le dai bine. Asta înseamnă să fie clar anticipate, să știi dinainte că o să primești dacă faci un anume comportament, să fie administrate într-o manieră calmă, non-agresivă și în același timp, în paralel, să întărești prin recompense comportamentul alternativ. Altfel, dacă dai pedepse neprevăzute, mari, mai degrabă amplifici comportamentul pe care ai vrut să-l pedepsești, fiindcă apare elementul de frustrare. Cristiana, vreau să-ți dau o veste bună, constatată de domnul profesor David în studiile sale. Suntem în schimbare și vine o generație mai tânără care schimbă modul de a privi lucrurile, sau cel puțin eu așa am înțeles. Și la finalul acestei discuții, domnule profesor, ne lăsați cu speranța asta de schimbare, modelul ăsta pe care l-ați descris? Inevitabil, societatea românească progresează, componenta asta de modernism, într-un profil tot mai similar cu spațiul vestic, devine tot mai puternică. Repet, eu o consider bună pentru că noi am ales să ne integrăm, să aderăm la acest spațiu. Dacă am fi ales spațiul Federației Ruse, aș fi spus că nu-i bine, că ar fi trebuit să avem un alt profil în zona respectivă. Și mai punctez un lucru. Toate atributele de care noi vorbim sau despre care vom vorbi în viitor, dacă sunt analizate serios, trebuie să înțelegem că ele sunt statistice. Adică se aplică celor mai mulți români, nu înseamnă că fiecare român are atributul pe care noi îl stabilim statistic. E un lucru important, fiindcă multe discuții pe care le am când vorbesc despre profilul românilor, la unele workshop-uri mai ridică cineva mâna și spune și eu sunt român, dar eu nu sunt așa. Sigur că tu ești la zona aia, plus 2 abateri standard. E foarte posibil, noi vorbim statistic. Nu sunt niște trăsături generale și esențiale transmise genetic prin secole. Sunt niște atribute definite statistic pe care le formăm prin educație și care pot fi schimbate și prin raportare la standardul de referință. Cum vă spuneam, profilul românilor arată într-un fel dacă mă raportez la spațiul vestic, ar arăta altfel dacă scrie opsiologia românilor prin raportare în zona Asiei.
Da, e foarte interesant. Eu vă propun în felul următor. Uite, și un mesaj de pe Facebook de la un domn care se numește Pătrașcu, zice așa: numai dacă s-ar vrea. Știți? Asta este o frază românească pe care, o expresie românească pe care ar trebui să o schimbăm. Același verb impersonal. Ne, dacă s-ar vrea. Știi ce îți propun, Cristiana? Sună-ne din când în când și adune aminte sau explică-ne cum ne schimbăm sau cum evoluează. Cred că e un barometru foarte bun ceea ce vezi tu prin programul tău. Mule, dacă la un moment dat încep să dispară hârtiile, peturile și alte lucruri pe care oamenii le aruncă în drumurile tale, poate ne anunți la un moment dat, Cătălin, s-a produs o schimbare din asta. Începem să fim... Eu chiar sunt foarte de acord cu ce spunea domnul profesor, că nu fiecare român se regăsește într-o anumită trăsătură. De altfel, de foarte multe ori am spus că suntem, consider sau îmi place să cred că în România sunt mult mai mulți oameni de bun simț decât cei certați cu el. Singura problemă este că dacă un om civilizat, un român care are cei 7 ani de acasă, trece printr-un loc, el nu va lăsa nicio urmă în spate. Pe când, dacă trece o persoană certată cu bunul simț, cu siguranță este vizibil. Și atunci considerăm că, uite ce comportament urât avem noi românii. Din păcate însă, cei care sunt certați cu bunul simț sunt văzuți de toată lumea. Da. Îți mulțumesc tare mult. Înțeleg la finalul acestei ediții, domnule profesor Daniel David, și ce a vrut să zică acum 30 de ani Silviu Brucan prin celebra lui frază, dar îmi dau seama cea cu ne vor trebui 20 de ani să ne schimbăm, dar îmi dau seama cât de mare e greșeala pe care a comis-o spunând intuitiv acest lucru. În realitate, nu îndrăznesc să vă întreb asupra unei date, căci îmi dau seama că este un proces îndelungat, dar credeți că România ar putea să aparțină spațiului acesta vestic pe care l-ați invocat la începutul emisiunii, să se regăsească mai bine în el în următoarea perioadă de timp medie și lungă? Da, da, cred că da. Probabil că Silviu Brucan se referea la ideea de generație. Să o cotești o generație odată la 20, odată la 30 de ani și el s-a gândit că o generație va putea veni cu alte valori. Iată că nu s-a întâmplat acest lucru. Mă, nu vreau să ajung să fac profeții ca eu să spun două generații. Eu am arătat într-o analiză publicată mai lunile trecute că indicele de modernitate pentru țară a crescut și crește constant. În acest moment, lupta dintre cele două paradigme de care am vorbit, o paradigma mai veche și o paradigma unei românii moderne, începe să fie câștigată deja de paradigma României moderne. Asta înseamnă că valorile sunt tot mai sincronizate cu spațiul vestic. Problema noastră acum este alta, că în acest proces de emancipare, deci deja ne apropiem de valorile spațiului vestic, dar în acest proces de emancipare, cum spuneam, se emancipează și zona educată și zona needucată, și zona bunului simț și zona prostului simț. Și din păcate avem un segment mare de analfabetism funcțional, analfabetism științific. Zonele de putere în sens bun, de influență, de expertiză sunt slabe. Și atunci, uite, am schimbat paradigma, dar acum începe să avem probleme în cadrul paradigmei moderne. Fiindcă emanciparea se întâmplă pentru diverse grupuri care creează tensiuni și conflicte în spațiul social. Repet, și educat și mai puțin educat. Fiecare vrea să-și audă vocea și să influențeze lucrurile. Daniel David este autorul lucrării Psihologia poporului român. Vă recomand cu încredere și pentru lecturi rapide blogul domniei sale. Scrieți așa pe Google, că e mai ușor. Daniel David blog. Aveți aici explicații, detalii la tot ceea ce am vorbit astăzi și puneri în scenă și mult mai ample decât ceea ce am putut să facem într-o emisiune radiofonică. Vă mulțumesc tare mult pentru participare, domnule profesor. Am învățat câte ceva astăzi. Săptămâna viitoare va fi greu. O să vă întreb, domnule, de ce nu putem noi românii să lucrăm împreună? Să ne predăm proiecte de la o clasă, de la un partid la altul, de la o clasă politică la alta, să facem în comun lucruri pe care ar trebui să le facem, spitale, autostrăzi. Unde-i hiba? Vă aștept și săptămâna viitoare. Deșteptarea României se încheie aici. Vă mulțumesc tuturor. Spor la treabă! Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.